Federația Română de Fotbal prelungește suspansul în privința punctelor din partida dintre Universitatea Cluj și Fecefarul Constanța, contând pentru etapa 11 a Ligia 2. ii Întrunită miercuri după amiază, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a rămas în pronunțare în această speță, fără a mai anunța însă și un termen la care va face public verdictul final. Aceasta a fost a patra ședință în care această speță a fost pusă în discuție, fără însă a se putea oferi o soluție din partea membrilor comisiei, Deși regulamentul este unul foarte clar în astfel de situații, Ucluj nu a putut juca prima dată din cauza cazurilor multiple de COVID-19 pe care le-a avut, iar la reprogramare, farul nu a primit aviz favorabil din partea DSP să joace fiindcă a avut șase cazuri de infectare cu noul coronavirus. Regulamentul spune că un meci poate fi reprogramat o singură dată, iar dacă nu se desfășoară nici atunci, va pierde echipa din cauza care a fost amânat prima oară. Ambele formații sunt angrenate în lupta pentru calificarea în play ul de promovare a Ligii a doua, astfel că cele trei puncte ar cântări enorm în stabilirea strategiei din finalul sezonului regular. Cu trei partide rămase de disputat, FC Farul este pe locul 11 cu 24 de puncte, în timp ce Universitatea Cluj este pe 6, cu un avans de doar două puncte.